Povesteam acum, îi spuneam lui gospodin că am fost la taximetriști și că mi se pare că e foarte bun. Am râs într-una. Nu fac nicio publicitate, n-am nicio legătură cu filmul ăsta, nu-l promovez în niciun fel. Dar e tare rău, adică duceți-vă că o să râdeți. Și am o amintire, o să am toată viața mea amintire legată de filmul ăsta. Și ce s-a întâmplat, mă? Ce? Ce-a fost cu Angel, știi? Eram bucuroși că a fost filmul bun, că cu tare, știi? Caterinca, am râs o grămadă. Știi că sunt în Băneasa panourile alea pe care rulează campania cu Splendor? Da. Și treceam, treci pe lângă mai multe panouri, dar unde apare un cu videoclip la prosopul în cap, cu pac, pac, nu știu ce. Și în fața mea, un grup de 3 oameni, o doamnă cu 2 domni, trecuți de 45 așa, ea cu geantă scumpă și ei îmbrăcați așa, unul chelios, ăla mai chelios s-a uitat așa insistent la panoul ăla, știi? Și zic că ia să fiu atentă că sigur zice ceva. Și acum mergeam în spatele lor, știi, la distanță de vreun metru și ceva, dar eu oricum eram atent acolo, că era sigur începea discuția despre mine. Știi, eu m-am întrebat politicos, și cine fata asta care... Și a început ea. A, asta? Da, că spunea cine e asta. Și a început, mi-a luat toată viața la rând, a zis de toate, a zis, a zis, făcea d'Angel, a fost a... Ce ăsta cu care e acum, e ce, joacă în clanul, e la Vocea României, la astea, nu știu ce, e cu regizorul acum. Regizorul a fost cu cineva mai în vârstă decât el, dar știi cum spunea, de parcă ei nu ar fi plăcut să aibă un gagic mai tânăr, știi, așa zicea. După aia m-a luat, că, a, și înainte, și cu cine a fost înainte, cu nepotul Neamărin. Dar te văzuse pe tine? Nu, mă, nu, nu știam, mă, râdeam în spatele lor, era, știi cum? Cu nepotul Neamărin, da, zicea urât și omul ăla făcea, a, bolo, a, bă, să vomite, gata, și alta nu, știi? Bă, nene, râdeam acolo în spatele lor, Angel nu prea înțelegea, că el nu prea aude bine. Și eu nu puteam să-i traduc chiar în timp real, că era treia să citesc pe buzele lor acolo și să aud tot ce eram pe scările rulante, știi, coborând așa. Deci într-o minut jumate femeia aia a zis tot ce a citit ea în presă de mine. Marine, nu-i place, dar asta să vadă tot ce fac, știi? Știa așa. E, și nenicul ăla făcea ca toate alea. Și ce crezi? Am lăsat să cobor, să ajungem așa în dreptul lor. Și am zis și eu: bună seara, vă salutăm, cu tare, și-am plecat. Așa, zic că nu că a zis, că e treaba ei ce părere are. Dar să se simtă, să se simtă prost. Dacă vorbeai, zicea și ceva de măsa și măsa în spatele ei, pe o bătea acolo, în mijlocul morului. Tu îți dai seama ce se întâmpla? Da. Da, mă. Deci trebuie să avem grijă, dracu, de cine vorbim, că poate să fie chiar în spatele nostru și e la modul cel mai serios.